Am un discurs foarte scurt care îl vizează strict pe domnul senator Nicolae. Apreciez că pentru meseria de șofer al pușcăriașului Cătălin Voicu merge oarecum discursul. A făcut progrese. Pentru un șofer să poată să vorbească 25 de minute e mare lucru. Pe urmă, a pomenit cel puțin de 5-6 ori Moscova. Mă țin ce rușine și copilul lui Iliescu. Te-a crescut la Cotroceni. Vă mulțumesc, domnul senator. Vă mulțumesc. V-am dat cuvântul în continuare, numai puțin, ascultați-mă puțin, drept la replică, numai puțin, vă mulțumesc.